fac o caracterizare de meci cum le fac la ultimele de acasă. O echipă care a dominat 90 de minute și o echipă care a venit să se apere, a avut jumătate de ocazie sau ocazie și a luat un punct. Petrolul s-a apărat la ghinion în condițiile astea? Nu e ghinion. E chestie de responsabilitate, e chestie de să știi să înghezi meciul la 1-0. E chestie că lucrăm în fiecare zi la antrenamente, faze fixe, defensive și în continuare luăm goluri pe faze fixe. Trebuie să fii contundent la acele faze și trebuie să ai responsabilitate. Din păcate, dacă vrem să fim o echipă care să ne batem la titlu, nu putem să pierdem atâtea puncte acasă. Și e o chestie cronică și trebuie să încercăm în continuare să lucrăm și să responsabilizăm mai mult pe jucători. Ce să facem? Probabil o să întrească să încep să dau amenzi, ca să fie mai responsabil. Probabil asta voi face, că altceva n-am ce să fac. E una din cele trei faze din prima replică care ați reclamat penalti? Nu știu, nu pot să zic pentru că eram departe. Tot ce mi-au zis jucătorii și ce mi-au zis la pauză, aia am reproșat pentru că jucătorii mi-au zis că au fost penalti. Mai ales Geraldo mi-a zis că când a șutat, l-a lovit în mână. Dar nu dau vina pe arbitraj, nimic nu are arbitraj, nu-i de vină arbitrajul pentru acest egal. Suntem de vină noi. Dar mă preocupă foarte tare accidentările, în afară de acest egal. Acasă mă preocupă foarte tare accidentările pe care le am. Am știut că ne așteaptă un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, da, am mai spus-o, cu Steaua și cu asta sunt cele mai bune echipe din România. Am suferit la început, da, și pe greșelile noastre, s-a primit primul gol. N-a fost ușor, dar părerea mea că după minutul 15-20 am încercat și noi să jucăm, da? Am o, două, trei situații de a marca, prima repriză. A doua repriză la pauză le-am spus la băieți că se poate, chiar dacă în fața noastră stă o echipă foarte bună, ofensiv foarte bun. Și băieții au încercat a doua repriză, da? Au încercat să ne ridicăm la nivelul Petrolului. Eu zic că am reușit a doua repriză și am marcat și un gol frumos care, cu bucurie, zic eu, ne-a dus acest punct. Ați demarat la partidul pentru arbitrarea, vă interesează, dar iarăși trebuie să vă mulțumesc un egal. Corect, aveți dreptate, încă o dată, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună, care au fost mai bun ca noi astăzi, trebuie să recunosc, da? Dar încă o dată, n-am cedat, jucătorii mei n-au cedat, au crezut în ei și până la urmă se vede că am reușit să câștigăm acel punct. Încercăm să dăm gol, dar nu a intrat. Trebuie să mai muncim, mai lucrăm și meciul următor acasă, vrem să castigăm. Nu mai putem să facem egal acasă dacă vrem să castigăm campionatul. Ați primit iară gol? Da. Una fază care nu mai poate să întâmpla. Trebuie să fim atent până la ultimul minut. Dar s-a întâmplat. Trebuie să vorbim, trebuie să muncim și nu mai suntem. N-ați reușit să bateți Ceahlău, veți reuși să bateți pe suspensii? Cum nu? Batem pe vitez. Ceahlău a făcut treaba bună, a venit, a marcat și suntem mai atât diferit, ce ai zis. Acum trebuie să ne gândim la sens. Ceahlău trecut. Ați primit iară gol și iară ați câștigat. La unul, cred că poate singura ocazie și nici nu știu dacă a fost ocazia așa de mare a celor de la Piatra. Am primit gol, însă acest lucru nu mai contează pentru că fotbalul se joacă pe goluri și uite, s-a turnat 1-1. Ne pare rău și dar n-avem ce să facem. A fost niște dueluri. Păcat pentru Enza că s-a accidentat, se pare că este o accidentare destul de gravă. Încă un egal, ce se întâmplă? Nu știu, avem, cred că 100 de ocazii acolo, 4 penalti când au dat în referee, 4 minge a fost la mână. E greu că avem 4 egal acasă și suporter a venit tot în lume. E greu pentru noi, că avem 6 puncte, a lăsat la spate.
A jucat cu o echipă foarte mare acolo, Sonsa, și cred că e favorită, nu contează rezultat de ligă și pentru noi la fel, nu contează rezultat cu Ceclou. E alt match, altă atmosferă, alt campionat și mergem acolo, vreau să câștigă și mergem acolo și cred că dacă facem o egal sau jucăm la contraatac, câștigăm.